Bună ziua, dragii mei! Eu sunt Jamila, bine ați venit în bucătăria mea! Astăzi vom face împreună tort tiramisu cu ciocolată, așa că haideți să vedem de ce ingrediente vom avea nevoie pentru a ne apuca de treabă. Pentru această rețetă vom avea nevoie de 1 jumătate de litru de smântână pentru frișcă, 400 de grame de pișcoturi, 1 jumătate de litru de cafea îndulcită, 150 de grame de zahăr pudră, 500 de grame de mascarpone, 200 de grame de ciocolată amăruie, 3 linguri de cacao și foarte puțină sare. Pentru început, vom topi ciocolata pe baie de abur. Las focul foarte mic și amestec constant, astfel încât ciocolata să se topească ușor. Când ciocolata s-a topit, o vom lua de pe foc și o vom lăsa să se răcească aproximativ 10 minute. În continuare, vom pune mascarponele în bolul unui mixer. Peste el voi adăuga zahărul pudră și foarte puțină sare pentru gust. Voi mixa totul foarte bine pentru 2-3 minute, cât să omogenizăm zahărul și mascarponele. Vom adăuga apoi ciocolata topită și răcită. Și mai mixăm pentru încă 2-3 minute. Crema de mascarpone este gata, așa că o vom lăsa deoparte și ne putem ocupa de frișcă. Punem și smântâna pentru frișcă foarte rece în bolul mixerului. Și o voi mixa bine, cât să se întărească. Nu voi mixa excesiv frișca, pentru că se poate tăia foarte ușor. Frișca este gata, cam așa va trebui să arate, trebuie să fie destul de fermă, dar nu mixată foarte mult. Punem din frișca bătută, puțin câte puțin, peste crema de mascarpone și amestecăm ușor cu mișcări largi, cât să încorporăm bine frișca în cremă. Înmuiem pișcoturile în cafea și le voi pune într-un inel de tort, de jur împrejur. Vom pune un rând de pișcoturi și la bază. Punem apoi un strat de cremă. Nivelăm. Vom pune un nou strat de pișcoturi, înmuiate în cafea. Peste ele voi presăra un strat generos de cacao și voi pune un nou strat de cremă. Am pus crema rămasă într-un poș și cu ea voi face rozete pe toată suprafața tortului. Presărăm din nou cacao și voi da tortul la frigider pentru cel puțin 6 ore sau cel mai bine peste noapte. După 6 ore, tortul tiramisu este gata, așa că putem îndepărta inelul și îl scoatem cu mare grijă. Iar acum nu ne rămâne decât să-l servim. Am feliat tortul tiramisu cu ciocolată, asta pentru a vă arăta și vouă o secțiune, arată foarte bine. Haideți să vedem și textura, așa că îl vom gusta. Este extrem de gustos, foarte aerat, ați văzut că este foarte simplu de făcut și merită să-l încercați și voi măcar o dată. Noi am ajuns și la sfârșitul acestei rețete, așa că vă dorim poftă bună și vă așteptăm cu drag la rețeta următoare. La revedere!